vreau. Pot. Reușesc. Sunt tânăr de România. Sunt tânăr de România. Sunt tânăr de România. Aici avem microplanta de broccoli, care este una dintre cele mai apreciate și datorită faptului că este foarte concentrată în substanțe benefice, precum vitamine, minerale. Aceasta este folosită chiar și de Institutul de Sănătate din Florida pe partea de prevenție a unor boli destul de complicate, spune eu. Legumicultura i-a deschis drumul spre o afacere profitabilă. Cristian Tudor are 27 de ani și este inginer horticol. Recunoaște că la începutul facultății nu se vedea printre răsaduri. Știam sigur că trebuie să mă duc către agricultură, nu știam exact către ce, aveam în cap cu totul și cu totul altceva, vreau să mă duc către management, pentru că eu mă vedeam mai mult într-un birou și mai puțin pe câmp. Obișnuit cu munca încă din liceu, Cristian a lucrat la o firmă din domeniu și în timpul facultății. Întâmplător, într-o zi, a găsit ideea care l-a convins să-și deschidă propria afacere. Mă documentam, de fapt, despre o boală nouă apărută la o cultură de pepeni cumpărați de la compania aceea la care lucram. Mă documentam pe un site din America, în momentul în care, într-un subsol al paginii, am văzut un text care mi-a rămas în cap încă de atunci, Mighty Microgreens New Food Generation. Cert este că, deși nu știam ce sunt, am simțit în acel moment că this is it, asta vreau să fac. A doua zi m-am apucat să cultiv microplante pe balconul apartamentului din drumul Taberei. Am început să derulăm în paralel cu jobul o serie de testări într-o seră pe care părinții mei o aveau la momentul respectiv cu castraveți și roșii și le-am tăiat-o și am construit câteva mese precum cele pe care le vedeți pe aici. Serele le-a dezvoltat la Gorgota, în Prahova, la casa părinților. Nu a fost ușor să intre pe piață cu plantele tinere și comestibile, mai ales că nu existau producători în România, iar restaurantele și hipermarketurile se aprovizionau din Olanda. Mergeam pe principiu door-to-door. Bună ziua, noi suntem producători de microplante și vă rog frumos, uitați-vă ce facem aici. La început răspunsurile n-au fost tocmai fericite, dar nu ne-a descurajat deloc, chiar ne-au făcut și cu ajutorul lor am reușit să cizelăm produsul. Pentru a-și dezvolta afacerea, Cristian avea nevoie de 30.000 de euro. A încercat să facă un împrumut, însă pe atunci avea doar 24 de ani și 2.800 de lei pe cartea de muncă. Încercând să găsim bani de la bancă, ducându-mă eu cu ideea de vreau să fac un împrumut pentru o afacere, bineînțeles că răspunsul a fost negativ, nereușind să cer toți banii sau să-i primesc toți banii de la o singură bancă, am făcut în felul următor. M-am dus la mai multe bănci în același timp și am cerut o sumă mai mică ca să-mi cumpăr mașină. Și ce să vezi, mi-au dat. După ce am făcut împrumutul, chiar un prieten de-al meu mi-a spus că, Doamne, ce BMW-ul îmi cumpăram cu 30.000 de euro. Nu a riscat degeaba, pentru că încă din prima săptămână a reușit să-și susțină ratele și și-a dat demisia. Sigur că afacerea va fi un succes, tânărul și-a convins părinții și sora să lucreze alături de el, ba chiar și pe cei din sat. Acum are 11 angajați. Am luat-o pe vecina de lângă noi, am luat-o și pe vecina de un pic mai departe, dar cert este că și acum oamenii cu care noi lucrăm, jumătate sunt din familie și jumătate sunt vecini foarte apropiați. Cristian crede că a învățat multe lucruri din joburile pe care le-a avut și a înțeles că se poate dezvolta în țara noastră. Am avut și experiența serviciului în afară. Am lucrat mai mult de 6 luni în Anglia. Sunt un naționalist, trebuie să recunosc. Îmi place în România și mi se pare că tocmai din cauza faptului că noi avem câteva lucruri un pic mai în urmă față de cum sunt cele în Europa de Vest sau în alte țări un pic mai dezvoltate, mi se pare că atât timp cât suntem oameni care dorim să facem ceva, putem să găsim că sunt destul de multe oportunități. Afacerea de familie se dezvoltă în permanență, iar tânărul are deja planuri pentru a se extinde și a accesa fonduri europene. Acum, microplantele lui Cristian, sfeclă, varză, ridiche, mazăre, busuioc sau panseluțe, se găsesc în hipermarketuri, dar și în bucătăriile celor mai cunoscute restaurante. Cu acestea se prepară rețete delicioase.
trei cuvinte, ce-ți trebuie ca să fii antreprenor? La mine e în cap asta cu muncă, înțelegere din partea familiei și apropiaților și iar muncă.